Bună dimineața, stimați prieteni, vreau să-mi spuneți dacă se aude. Ne poate confirma cineva dacă se aude? Bună dimineața, văd că se conectează lumea. Așteptăm să se mai conecteze lumea. Deci suntem la intersecția Dosoftei la zoo. Avem așa un gard de protecție aici. Astăzi, mergând dimineață în mașină, am auzit la radio că o companie vinde apartamente în această zonă. Am trecut dimineața să văd ce se întâmplă, după care am intrat la primărie ca să văd cum de fapt stau lucrurile, ce fel de acte permisive are această companie. Deci, să mergem să descifrăm un pic cazul. Aici avem un monument de arhitectură. Ce a emis primăria în mandatul pe care îl dețin eu este autorizația de restabilire, reabilitarea acestei fațade, a acestei clădiri care este monument. Dar să mergem mai departe. Am intrat pe șantier și șeful adjunct a acestui șantier, de fapt, nu știe ce se construiește aici. A venit directorul financiar, care tot nu știe ce se construiește aici. Aici a fost un alt monument de arhitectură, care tot trebuia să fie reabilitat. Iată că am văzut că de fapt se pregătește construcția unui bloc. Managerul financiar la fel nu știe ce fel de bloc urmează să fie construit aici. Deci anunț în felul următor. Noi avem constructori de bună credință, avem constructori nu de prea bună credință. Dacă dirigintele de șantier sau șeful adjunct de șantier și managerul financiar nu cunoaște ce se construiește în această zonă, care de fapt este în perimetrul centrului istoric, pe mine mă pune în gardă. Unii colegi de-ai noștri au telefonat și au auzit că se poate construi un bloc cu 13 etaje și se vând deja apartamente la etajul 10. Vreau să spun că era o autorizație care permitea construcția unui bloc de 6 etaje, emisă până a fi eu numit ales în funcție de primar. Deci, acțiunile noastre în ziua de azi. Actele permisive aici, la Dosoftei, la zoo, vor fi suspendate până la clarificarea situației. Dacă, eventual, proiectul depășește ceea ce a fost stabilit, vor fi retrase în totalitate și toate documentele vor fi transmise și la Procuratura Generală, la Centrul Național Anticorupție, alte organe de drept. Azi vreau să anunț un alt lucru foarte important, atâta timp cât avem și oameni de nu prea bună credință. Primăria Municipiului Chișinău a anunțat acum câteva săptămâni că va iniția procesul și l-a inițiat procesul de elaborare a planului urbanistic zonal centru. În baza licitației, instituția responsabilă de elaborarea acestui document este Chișinău Proiect. De câteva săptămâni s-a început lucru în această privință. Am transmis ieri Ministerului Culturii o scrisoare în care am rugat să fie revizuite toate deciziile ultimei componențe a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, marea majoritate din ele fiind dubioase în acest sens, și solicit o întrevedere oficială cu Ministerul Culturii pentru a vedea cum putem să avansăm pe evaluarea patrimoniului, acele 900 de monumente de arhitectură de însemnătate națională și locală în centrul istoric a Chișinăului. Mă refer aici la perimetru Matievici, Ismail, Mihai Viteazu, Albișoara. Totodată, vreau să anunț că până pe 1 aprilie, cam așa estimăm că o să ne mișcăm, dacă ne mișcăm împreună cu Ministerul Culturii conform orarului, până pe 1 aprilie 2022,
introducem moratoriu pe construcțiile în zona centrală a Chișinăului. Asta ar însemna că nicio autorizație nouă de construcție nu va fi eliberată. Nu contează că pentru reconstrucție sau că pentru o eventuală construcție a orice în această zonă. Deci, moratoriu pe construcțiile în zona centrală până pe 1 aprilie. De ce? Pentru că suntem în elaborarea planului urbanistic zonal și pentru că avem oameni care nu sunt de bună credință și intervin în zona centrală așa cum le place lor. Mai departe, este foarte important să menționăm că în scurt timp ne vom adresa cu amendamente la Parlament pentru revizuirea legislației în domeniul construcțiilor, începând cu suprataxarea pentru construcțiile existente și care sunt lăsate în păragină de ani de zile și finalizând cu alte norme care sunt și vin în susținerea autorităților locale sau centrale pentru a interveni în acest domeniu. Totodată, vreau să fie foarte clar pentru toată lumea, vom insista ca la sfârșitul lunii septembrie să existe o întrevedere foarte largă cu experții din domeniu, cu toate companiile din domeniul construcțiilor, deputați, consilieri municipali, pentru a discuta acest subiect. Și pe final vreau să menționez că pe lângă planul urbanistic zonal centru, suntem pe ultima sută de metri a elaborării strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău, un document de planificare socioeconomică, care este gata, sunt aproximativ 250 de pagini, care va fi plasat în următoarele 2-3 săptămâni, disponibil în 3 limbi, română, rusă și engleză. Iar în scurt timp va fi inițiat procesul de licitație internațională a planului, elaborării planului urbanistic general. Vrem ca în municipiul Chișinău lucrurile să se dezvolte altfel decât s-a făcut până în 2019. Totodată fac apel la structurile autorităților centrale, în special la autoritatea de stat în domeniul construcțiilor, care este cea de supraveghere tehnică, să facem front comun în ceea ce ține de reglementarea și normalizarea acestui proces. Sunt disponibil, în calitate de primar, cu toată echipa, să avansăm în acest subiect. Deci, concluzii. Astăzi aici vor fi suspendate actele de primăria municipiului Chișinău. 2. Introducem moratorii și voi propune și Consiliul Municipal Chișinău pentru orice construcție în zona istorică a Chișinăului. Îmi asum că nu va fi emisă nicio autorizație de construcție sau certificat de urbanism pentru zona istorică a Chișinăului în acest sens. Termenul pe care ni l-a determinat este 1 aprilie pentru elaborarea planului urbanistic zonal, dar, repet, aici avem nevoie și de implicarea Ministerului Culturii pentru evaluarea celor, să spunem, profile pentru monumentele istorice care sunt 900 la număr în acest perimetru. Albișoara, Mihai Viteazu, Matievici și Ismail. O zi frumoasă vă doresc, vă spun toate bune, împreună pentru Chișinău. Numai bine!